Primul mit ne spune în felul următor că trebuie să te faci mic, hai să mă fac și eu foarte foarte mic, adică de 0,5, după care ne spune așa că poți să intri într-o casă chiar dacă este închisă folosind punga de cumpărături sau un bebeluș. Frate, chiar merge să intri cu punga de cumpărături sau cu bebelușul? Deja s-a făcut noapte. Hai să vedem dacă putem să intrăm pe ușa asta, bro. Hai, băi. Băi, chiar a funcționat. Serios, am reușit. Am intrat pe ușă. Oh my god, deci chiar merge Și acum, hai să mergem la o altă casă și să încercăm cu bebelușul Poate la casa asta Ia să vedem Ușa este închisă oare? Ok, aici este ușa deschisă Deci avem nevoie de o altă casă Poate la casa asta Deși nu știu dacă putem să intrăm pe geamul ăsta Ia să vedem Cum ar fi să pot să intru cu bebelușul pe geam <laughs> Cred că ar fi super, super amuzant Pe geam nu funcționează Adică chiar nu merge să intru cu bebelușul pe geam Hai să încercăm și la ușă Să vedem Poate, poate, cine știe a, nu mă lasă să trec Cu punga de cumpărături Chiar a funcționat, frate Adică chiar am reușit să intru fără nicio problemă Hai să vedem și acum a, a, Mi-a deschis ușa, dar mai apucat să intru M-am ascuns după punga de cumpărături Sper să nu mă baneze Sincer să fiu ea Mă pun aici după televizor M-a văzut oare? <laughs> Ia să vedem dacă mai reușim acum să mai ieșim Ok, deci durează ceva, ceva să te gliciuiești Uite acum m-am gliciuit în ușă și am reușit să ies Așadar, hudinașilor, cu punga funcționează cu bebelușul Nu, deci mitul este pe jumătate adevărat